Totodată, desfacerea de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist se ridică în acest an la circa 315 miliarde lei, fiind de 18,5 ori mai mare decât în 1950. Consumul alimentar a crescut de la 1800 de calorii zilnic pe locuitor în 1950 la circa 3300 calorii în prezent, România înscriindu-se între țările cu un bun consum din punct de vedere al necesităților fiziologice.